Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Sunteți în Deșteptarea. Cum s-ar trage România, vai de viața noastră, că vine primăvara, o să vină și asfaltările pe aici, pe acolo, pe la Norocoși, sau nu. Un domn brașovean a documentat video noua tehnică de asfaltare din județ, undeva lângă Codlea. Am văzut imaginile. Este o tehnologie cu totul specială în NASA. Este asfaltare cu pârlitoarea. Pârlitoarea, am înțeles că așa se cheie, pârlitoarea de porc. Eu nu știam că așa se cheamă, dar am văzut, e pârlitoarea modernă, de acum vreo 30, de vreo 30 de ani încoace. Că înainte, da, porcul se pârlea cu paie. Eu am prins asta la țară întotdeauna. Bunicul așa făcea. Da. Dar la oraș era pârlitoarea aia cu gaz. Da. Aia e un tub, o tijă lungă așa, care se termină cu un moțoțoi și care se conectează la o butelie cu gaz și aia face o flăcăruie. E un aruncător de flăcări, practic. Da. E un aruncător mic de flăcări. Mic, mic. Adică evident. E așa, are o flăcăruie de 10 cm. Hai, aia, o paie 20. O aruncă. Aruncă ce-l cere. Eu cred că, de fapt, testează armele în caz că trec rușii mai încoace. Deci, cu pârlitoarea de porc, vă spun, adică, în filmare apare un grup de muncitori. Da. Muncitorii ăștia aveau ceva bitum în niște saci de plastic. Asta mi s-a părut mai tare. Sunt, da, sunt resturi de la o frezare precedentă. Și au pus în saci de, cum sunt sacii de gunoi de 35 de litri de la noi de acasă. Saci de gunoi obișnuiți, negri, cenușii, așa. Și sunt în spatele, pe bena unei mici platforme de astea, o basculantă mică, o dubă, și luau în brațe, ca pe niște copilași, cu asfalt, cu sacii ăștia cu asfalt, și îi răsturnau pe marginea drumului, unde spărgeau bulgării după aia cu niște greble, după care, cu pârlitoarea, înmuiau bitumul și îl întindeau pe acolo. Înțelegeți? Și asta filmează de pe margine. Da, ce să spun. Și comentează, zice, asta e țara în care trăim. Da, noi plătim taxe și impozite și venim cu mașina peste o săptămână și este la fel, fără nicio rușine, zice bărbatul în filmare. Dar asta cu peste o săptămână este mult. Adică n-a rezistat o săptămână. A doua zi a venit să verifice ce s-a întâmplat. Și evident, asfaltul pus cu pârlitoarea era deja dus. Și comentează: cum, bineînțeles, mă așteptam, se pare că am avut dreptate. După reparație de mântuială, asfaltul a cedat la nici 24 de ore. Deci este inevitabil, adică serios, așa o bătaie de joc. Păi, și acum, și nu mai poți să faci chestii de-astea și te aștepți să nu te afle cineva. Pentru că toată lumea are telefoane mobile, toată lumea are rețele sociale, toată lumea știe cum să pună o filmare pe rețelele sociale. Și te-ai făcut de baftă imediat. Adică ce e în capul celui care organizează o astfel de șmecherie? Că este o șmecherie. Hai, mă, prefăceți-vă și voi că asfaltați acolo. Dar n-avem sculele. N-ai, mă, pârlitoare de porc acasă? Eu cred că n-are minte cine a făcut chestia asta, pentru că nu-și imaginează că ar putea fi filmat cu telefon. Este evident. Adică nu știi lumea în care treci. Mă, măcar dacă aveai ideea și să pună un pic de super glue în bitumul ăla. Poate că ținea mai bine până, nu știu. S-au primit contestații, ca de fiecare dată, Federația Asfaltatorilor la Rece a reacționat. Comunitatea ascultătorilor Europa FM reacționează întotdeauna. Avem specialiști din toate domeniile. Am primit multe mesaje, nu unul, două. Oameni care ne explică cum că ceea ce s-a întâmplat la Brașov e perfect în ordine. Respectiv, asta e metoda. Așa se plombează iarna gropile. Uite, ne-a scris, de exemplu, Marian din Lugoj, care spune așa: eu sunt drumar, există această mixtură stocabilă, așa se numește, sunt mai multe mesaje cu denumirea asta. Vara se pune ca atare, iarna necesită încălzire. Practic, este cea mai simplă metodă pentru plombe. Iar Dan din Cluj ne spune că, în cazul în care nu știați, acela este asfalt rece, deci mixtură stocabilă sau asfalt rece, cu aceste două denumiri l-am găsit în mesaje, și cu ea se lucrează când sunt sub 5 grade, iar reparația este provizorie pentru maximum 30 de zile. Deci asta e, Vlad, 30 de, potrivit, cred că 30 de minute. Potrivit martorului, a fost sub 24 de ore. A fost, și n-a fost mixtură vorba de stocabilă proastă. Dar cred că era și pârlitoarea fără putere. Cred că mai folosiseră gazul înainte la altceva. Că vorba aia nu e chiar așa departe de Ignat acum. Dar nu era chiar o plombă. Adică noi o să punem imaginile astea pe Facebook, pe Facebook-ul nostru la Europa FM, ca să judece comunitatea, să vadă ce se întâmplă acolo. Că nu era chiar o plombă. Adică era o suprafață semnificativă. Erau câțiva metri pătrați. Cel puțin 10 metri pătrați, da, acolo. Da, da. O plombă mare, e așa, cât un set de plombe. Da, poate că așa o fi, nu știu, nu suntem chiar specialiști, însă se părea o plombă.
Fraților, treaba asta cu asfaltul se face de zeci de ani și în alte țări se face. Da. E o asfaltare provizorie până trece iarna. Asfaltul vine ambalat în sac și trebuie încălzit pentru a se lichida. Adevărul că am văzut eu în Germania, că am mai mers și pe frig în Germania. Sunt aia cu pungile pe marginea autostrăzii. Și cu arzătoare, da, și cu arzătoare de porc. Cu LED-conul până acum. Da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.